Salutare tuturor și bine v-am găsit! O nouă zi, o nouă întrebare a zilei. Astăzi discutăm despre prudență, despre a fi precaut. Tu ești precaut? Precauția, prudența, hai să spunem, este ușor de obținut, dar poate necesita un pic de efort. Merge mână în mână cu responsabilitatea. Înseamnă, de exemplu, a te uita la vreme dacă mergi într-o călătorie, într-un oraș nou sau într-un oraș pe care l-ai mai vizitat în concediu. Înseamnă a-ți lua umbrela și astfel a te păzi de ploaie. Înseamnă a-ți lua medicamentele necesare. Este vorba de mai mulți factori și în mai multe domenii, dar pe ansamblu te poate scuti de anumite efecte negative. Poți să-i spui că e prevenție, a fi prudent, a fi precaut. Și, după cum spuneam, merge mână în mână cu responsabilitatea. Vorba aceea, mai bine să previi decât să tratezi. Așa că îți sugerez, dacă nu ești, să cauți să fii prudent, să-ți faci un plan scris pe hârtie sau în capul tău, să vezi de ce lucruri ai nevoie pentru ziua următoare, pentru concediul tău, pentru cumpărăturile tale, pentru ca ziua ta să meargă excelent și fă acele lucruri. Până mâine, pa, toate cele bune!